Basketbalistele de la CSM au revenit deja la antrenamente, iar în această săptămână vor și disputa primele două partide oficiale din acest an. Sâmbătă seara, după o scurtă ședință, fetele noastre au și efectuat primul antrenament, acestea fiind preluate de preparatorul fizic Gheorghe Filip pentru o ședință de reacomodare la efort. De altfel, nu va fi prea mult timp pentru reacomodare, deoarece fetele noastre vor juca pe 9 și pe 10 ianuarie primele meciuri oficiale din acest an, la Alexandria cu BC Teleorman în sferturile Cupei României. Apoi, pe 18 ianuarie, începe returul cu un prim joc acasă în fața celor de la CSM Oradea. Din fericire, nu au apărut probleme, iar lotul este valid. Americancele Tabitha Wampler și Courtney Jones au ajuns și ele la Satu Mare, fiind ferite oarecum de problemele meteorologice cu care se confruntă coasta de est a Statelor Unite. Deocamdată nu a apărut nicio noutate în lot, însă luând în calcul zvonurile de pe piața transferurilor care anunță mișcări de trupe la echipele din Liga Națională cu care CSM-ul se va bate pentru play-off, oficialii echipei nu exclud posibilitatea intrării echipei sub panou. A fost o vacanță cum a fost și în anii trecuți. Din păcate, basketul începe foarte repede în ianuarie și se termină și foarte repede. Prin aprilie e deja gata. După care urmează 5 luni de vacanță, alea o să fie foarte lungi. Nu știu din ce cauză se joacă așa, dar astea sunt problemele care trebuie să rezolvate de către alții. A fost o vacanță în care ne-am răsfirat pe toate meridianele, ca să zic așa. Acum ne strângem pentru primul antrenament. După cum vedeți, sunt doar jucătorile românce momentan prezente. Americancele sunt pe drum, ajung în seara aceasta. Au reușit să plece din America în ciuda problemelor mari care sunt cu zborurile din state, tot nord-estul Statelor Unite fiind blocate de furtuni de zăpadă, dar ele au reușit să plece. Au fost la Frankfurt acum 3 ore, am vorbit cu ele, deci în seara asta ajung în Satu Mare. Urmează 2 luni și jumătate, 3 luni de muncă intensă și sperăm că la sfârșit să ne atingem obiectivul. Dar rămânem în această formulă, după cum am spus și după ultimul meci de acasă din anul trecut, am luat hotărârea să transferăm o jucătoare în limita bugetului disponibil doar atunci când vom găsi o jucătoare suficient de bună care să ne ajute la modul concret, nu doar ca să fim o jucătoare în plus. Vrem să menținem acest lucru. Căutăm, am fost în căutări, încă suntem în căutări. Momentan am găsit cineva care raportul calitate pe să fie cel dorit și impus de bugetul nostru restrâns, dar se poate întâmpla de fapt ceva până la începerea campionatului pe 18. Șansele sunt mici, dar până mai sunt șanse, încercăm să ne agățăm de ele. Se pare că Ucluș, pe lângă transferul lui Florinel Pașcălău, ar vrea să mai aducă 2 străine. Phoenix Galați pare a fi în tratative cu încă o americană. Alexandria a ajuns deja la 5 străine, așa că lupta pentru play-off se anunță interesantă și echilibrată. Se anunță un retur scurt, campionatul regulat se va încheia la sfârșitul lunii martie, iar play-off-ul va avea loc deja în prima parte a lunii aprilie. În privința meciurilor de la Alexandria din sferturile Cupei României, antrenorul Petru Eleș e convins că, așa cum s-a întâmplat și în campionat, echipa își va vinde scump pielea. Miercuri dimineață plecăm la drum și jucăm și joi și vineri, ambele meciuri. Din păcate le jucăm la Alexandria din cauza problemelor financiare cu care ne confruntăm în acest început de an. Am luat această hotărâre pentru că asta este, dar și acolo avem o șansă, o să ne jucăm până la capăt. Deci asemenea Satu Mare este mai sus de loc, șansă? Sincer să fiu, nu cred. Având în vedere raportul de forță, de bugete și chiar clasamentul, până acum echipa de pe locul 5 are cu 2 victorii mai multe decât avem noi, sincer nu cred. Doar eventual în play-off să producem o surpriză. La Alexandria în cupă? La Alexandria în cupă, repet, mergem să ne jucăm șansa, atâta câtă șansă avem. Sigur, la Alexandria e greu de bătut, este o echipă bună, este o echipă cu 5 străine, că și-au mai adus încă o americană. Va fi foarte greu, dar, repet, mergem să jucăm cel mai bun basket posibil și, dacă putem, evident, nu ne vom da la o parte. CSM Satu Mare începe anul pe poziția 6-a clasamentului, iar obiectivul de calificare în play-off pare realizabil, cu condiția ca echipa să trateze cu maximă seriozitate toate partidele din retur, indiferent de numele adversarului.